Un bărbat care a încercat să angajeze un criminal pentru a-și ucide soția după ce aceasta a cerut un ordin de restricție împotriva lui, a apelat fără să vrea la un agent federal sub acoperire ca să facă treaba, spun autoritățile. Massimo, în vârstă de 56 de ani, riscă până la 10 ani de închisoare după ce la sfârșitul săptămânii trecute și-a recunoscut vinovăția în fața instanței. Autoritățile au început cercetările în cazul lui Massimo în ianuarie 2021. Atunci, un deținător s-a dus la FBI și a spus că Massimo i s-a plâns că este extrem de nemulțumit din cauza ordinului de restricție și a cerut ajutor să caute pe cineva care să-i ucidă soția și să scape astfel de toate nemulțumirile lui. Anchetatorii federali au spus persoanei respective să-l prezinte unui agent sub acoperire care se dădea drept criminal profesionist. Massimo s-a întâlnit cu agentul, au discutat despre preț stabilindu-l pe 10.000 de dolari, i-a dat agentului o fotografie cu locuința soției și a explicat cum putea să se ferească de camerele de supraveghere. La a doua întâlnire, bărbatul i-a dat agentului un avans de 1.500 de dolari, o fotografie a soției, i-a descris mașina pe care o conducea și i-a furnizat detalii despre program. Ei. De asemenea, Massimo i-a spus agentului sub acoperire și care ar fi fost cea mai bună perioadă în care să acționeze. Massimo își va afla sentința pe 8 iunie, relatează Digi24.ro.